dat la Antena 3 comanda de la PSD senator. Și care este președintele Comisiei de Control al Serviciului Român de Informații. Eu citesc știrea pe Mediapart. Senatorul PSD, Claudiu Manda, a anunțat că miercuri va fi votată moțiunea de cenzură a PNL împotriva guvernului Dăncilă. Este posibil să fie prezenți în fața Parlamentului susținători PSD ALDE. Și Ludovic Orban a trimis un mesaj simpatizanților PNL să iasă în stradă în ziua moțiunii. Acum, eu am o veste destul de proastă așa pentru domnul Orban. El își imaginează că susținătorii PNL sunt de ales pe stradă, nu sunt. Astăzi au fost acele imagini absolut simpatice, absolut de pe corp, care s-a pus în piața de curând să felicite manifestanții. Și cum? Doar că manifestanții nu erau. Și au fost niște imagini absolut superbe, cu Ludo pe corp, și încă trei speriați, pe piața de curând, în universitatea aia, și cum niște unul alții, și felicitându se văd cum se vom mărece cu ceva absolut subit. Deci am o chestie proastă pentru domnul Orban. Nu prea ies simpatizanții pe la lepă stradă. Ies aia de la USR, aia de simpatizanții de Cioloș, ies în stradă. Simpatizanții de Orban, presupun că ar fi așa ceva. Simpatizanți de USR sunt. Cât sunt? Nu sunt foarte mulți. Sunt. Simpatizanți de Cioloș sunt. Nu mulți, dar sunt. Simpatizanți de Orban, eu n-am auzit să fie. N-am auzit să fie, nici nu cred că sunt. Deci asta care Orban bagă și într-o poză de vorba de mișcări de stradă. USR-ul e tot. Și ONG-urile lui Soros. Ca să fim bine înțeleși. Ăia sunt aici. Ăștia, facebookiniști ăștia care lucrează indirect, da. Mă da, îți dai și ai lui Madame Vințan, Colasie, ce ăștia. Sică Mandolină nu scoate în stradă pe nimeni, nici pe, greu se poate scoate pe el. Deci când e vorba de ieșit pe stradă, ăștia sunt totuși domnul, notați, USR, ONG-urile lui Soros, nu, bine, finanțate în România și cu training-uri în afară, cum se așa. Ăștia e USR-ii și fie. Ăștia se fie. Sică Mandolină, ha. Deci în fi, dar revenind de la ce am întrebat, în seară, într-o emisiune difuzată de Antena 3, dacă sunt șanse, țineți de pe media ta. Dacă sunt șanse să vină susținătorii coaliției PSD-al de la Parlamentul în ziua moțiunii de cenzură, Claudiu Manda a răspuns scurt. Da, s-ar putea să vină. Pe aici a început nebunia. Deci îți dai seama că ei, dar de hashtag, indiferent că sunt USR, că știe, că sunt SRI, că sunt ONG, hashtag. Vreau obișnuit să fie singur. Adică gata, noi și gata, noi nimeni. Poziției, Manda a replicat. Sunt două variante. Fie să-i putem compara numeric, fie să ajungă la conflict. Se poate face. E o posibilitate, nu pot să-i spun. Numai că ce vedem azi că se întâmplă, inclusiv la nivelul Parlamentului, s-ar putea să-și dorească în continuare cei care vin acolo. Ce am luat și măsuri în Parlament, însă te poți gândi că susținătorii USR vin la restaurant să ia furculița și apoi să pune cu furculița prin Parlament. Da. Nu poate întâmpla și asta. Am văzut ce s-a întâmplat cu cei nouă sau câți erau, că aia se întâmplă cu jos, să lau acolo, de fapt, să zicem. Dar de aici a început nebunia, pentru că astăzi, practic, numai despre asta, aproape numai despre asta s-a discutat. Păi și dacă vin și de pe dreptul la PSD și alte, ce se întâmplă în el? Nu știu. Nu știu ce se întâmplă, vedeți? Când o manifestație este autorizată, legal, e o lege. De ce există acea lege? În principiu pentru protecție. A cui? A oricui. Pentru protecția oricui. De-aia s-a inventat legea asta de te obligă să respecti niște rigori. Când organizezi ieșiri pe protest. Trebuie să respecti niște rigori. Și în momentul în care ai ieșit autorizat, atunci autoritățile sunt obligate la multe lucruri. Și tu care organizezi ești obligat la multe lucruri. Și din obligațiile ambelor părți
vadă situații negative foarte puține spre deloc. Când este pe semn gata, băi, ne vedem acolo când este șmecher, cum s-ar putea să te trezești și cu unii care, dacă ar fi fost organizat, n-ar fi fost lăsați atât. Adică, la meeting-ul contra când au venit oricum niște sute de oameni, am văzut poate mai determinat și era de poate le-am putat, au fost atât o săptămână, poate mai dăm imaginile alea de la meeting-ul contra abuzurilor. Ne-au venit să vedem imagini astea triste, foarte puține, așa prezentați de propagandă ca 10.000 de oameni. Hai poate vedem cum arată ce înseamnă și 100.000 de oameni. Pe bune. Nu harneală, nu vrăgeală, nu propagandă. Să vedem ce înseamnă spații uriașe pline de oameni. Dar și la miticul acela, oameni au încercat de la zi să vină să propage doar pe primul mitic organizat. Pentru că în momentul în care bă, eu vreau să protestez aici, îmi organizez treaba și este legală și autorizată, automat vin niște jandarmi. Zic, bă, hai să vedem ce să vrem, avem asta, hai să vedem cum organizăm să nu iasă probleme. Și dacă vin niște lucruri, bă, tu, băi, n-aveți băie, și de ce? Pentru că am autorizație. După data, duceți-vă mai încolo, așa mai departe. Dar dacă tu zici, eu mă duc la Parlament, așa vreau mușchiul meu, bă, asta e puțin, poate și eu vreau să mă duc la Parlament, așa vreau mușchiul. Păi nu, tu nu veni! Hai să mor tu, dar de ce să nu vin? Dar de ce să vin tu și să nu vin și eu? Sau de ce să vin tu și să nu vin eu și nu veni tu? Poate frate, când i-am utilizat, vine jandarmul, milițianul, vine forța de ordine și zice, ba da, da, de ce contactați aici? Păi de ce n-am ce să caut? Păi au autorizat. Și atunci ei au autorizație, au anunțat din timp și noi ne-am organizat și nu ai ce să cauți aici, este ei au ce să cauți. Da, când e la mișto și ia, gata mă, fiate, ne vedem la Parlament, ne vedem în Parlament, facem marș și pe cum fiat la Lugurii, facem trecem peste atâta și când. Atunci, nu mai e niciun drept. Să fie rău. I-au organizat tău pe perioada respectivă. Ok? Ok. Așa, eu mă duc mai la Parlament. Păi și eu mă duc la Parlament. Deci, nu știu, mă duc la Parlament. Păi nu, tu nu veni! Dar de ce? Pentru că suntem noi. Și dacă suntem voi ce? O să fie și noi. Păi, cum? Păi, dar dacă este nasul? Nu știu, dar... decur niște drepturi ale tale. În momentul ăsta
tu ai fix același drept cu picioarele mele. De ce trebuie să fie, să prevaleze dreptul să mă ajută sau nu știu acum? De ce trebuie să fie? Nu, nene, eu ies, tu stai acasă. Nu te vreau. Nu vreau. Ce ne faci? Decât acolo unde au fost anunțate protestele opoziției. Dar, adică, zice opoziția, orice ar fi însemnând asta. A, la Parlament e locul meu! A. Și gata, asta a fost, da. Sau e locul tău în măsura, dar fix în măsura, nici mai mult, nici mai puțin, dar fix în măsura care ești. Cum facem acum? Cum o să-ți dea interzis? Vin unii și spun, tu n-ai voie, mă, pacovați. Dar de ce? E o manifestație autorizată și organizată? A, nu, dar am zis noi pe gură. N-ai voie, tu pe aici. Dar ce se întâmplă dacă ești? De ce se întâmplă de ce? Mie mi se pare chiar ca amenință. E posibil să iasă rău. Mie mi se pare asta ca o amenințare. Adică, dacă sunt unii care nu iubesc pe pătruța Chiotei și se poate întâmpla. Sunt niște oameni care nu sunt trepanați și înțeleg exact ce rău a făcut această Ana Pauper a anilor noștri. Nu poate întâmpla dacă sunt unii care nu iubesc pe Chiotei. Poate nu-l plac nici pe Fer. Se poate întâmpla. Să nu-l iubești pe Fer. Ce se întâmplă? Ne amenință Sica Mandolină că s-ar putea să iasă rău? Acum? Dar bine detaliază, dar de ce se iasă? Că stai, nu am dreptul la opinie. Eu nu știu, simt, Sica, dar ce faci? Mă bați, ce faci? Nu știu, știu ce faci. Zice, să nu fac această prostie, pentru că e posibil să iasă rău acum. Sau altor cetățeni ai urmări. Bă, nu las pe acolo, că s-ar putea să iasă rău. Mă întreb așa. Nu știu să se întâmplă. E mare pani. Mare de tot. Mare, mare, mare de tot este. Panică? Panică. Până acum, eu știu ce să zic. Habar n-am, o să vedem ce se întâmplă. Bineînțeles că o sări repede. Mineriade, mineriade! O să fie una, două, mineriade, mineriade. Cum mă întreba această întrebare? A, simplu, corect, oposibil, absolut în regulă. De ce dreptul lui Orban? În baza a ce? În baza a ce? E dreptul lui Orban să se afle mâine pe trotuar la Parlament și nu e și dreptul meu. În baza a ce? Baza că a zis Orban, eu am voie, tu n-ai voie? Astăzi, în Piața Victoriei, au fost mai puțini oameni decât în sufrageria lui Oprea. În sufrageria lui Oprea e un loc infinit mai dens decât a fost astăzi Piața Victoriei, unde s-a dus Sica Mandolină să felicite manifestanții. Ceva de ridicol, n-a fost bătut în ridicol decât de Werner cu țoagă. Imediat vorbim și despre asta. Hai să trecem mai departe, că avem multe subiecte astăzi. Aoleu, și 25. Hai să vedem, nu, hai să vedem imaginea aia cu sute, le-am dat imaginea cu sutele de mii de oameni la meeting cu anti-abuz sau. Hai să o dăm. Ne mergem încă să-l dăm acum două săptămâni, adică nu ne iau, ia. Hai să vedem, hai să
10.000 de oameni. Deci avem imagini de la urma noastră, hai să vedem, ceva foarte drăguț a fost astăzi, de asta a fost astăzi. Doamne, vezi seama, Orban cheamă susținători în stradă. Și de-aia n-am eu voie, sau alții, nu știu, oricine, altcineva. Dar are voie să treacă pe la Palatul Parlamentului, că sunt susținătorii lui Orban, adică... Curând, Piața Victoriei va deveni cel mai discret loc din oraș. Adică știi, dacă ai de întâlnit cu Amanda, cred că Piața Victoriei e potrivit, că n-află nimeni, știi? Doamne, să trecem mai departe. Astăzi se vede că disperarea e foarte mare, foarte, foarte mare, că a fost activat Ioan Rus. Ioan Rus, eu vorbesc despre Ioan Rus de 16 ani? Nu, 16 ani. 16 ani. Mulți cuțoi de ăștia, și le spun cuțoi, apropo, știți, am tot zis, le-am restabilit, minorii, de fapt persoanele sub 25, dar nu au dat de ce se dau de la chestia asta. Păi bun, au altă treabă, că vor fi mai bune, ce? Da, 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 ce să fie. Bun, le dă un succes, bună sănătate, n-avem nimic cu ei, dar sunt prea mici. Niște pancarte pe mine, pe care scria în atenția Ministerului de Interne numai...
100.